majoritatea pacienților cu epilepsie duc, nu numai că pot, dar chiar duc o viață normală. În condițiile în care au un diagnostic corect, pentru că și își tratează exact corect boala, dau atenție administrării medicației în mod constant, combat efectele adverse astfel încât să aibă o viață optimă. Și dacă țin legătura cu medicul, nu este apanajul unei consultații de 5 minute sau a unei internări de o zi, două, ci secretul este o comunicare cu medicul de o viață, o comunicare ritmică, după adaptată nevoilor pacientului, pe înțelesul pacientului și cu empatia necesară, înțelegând că acești oameni nu au niște restricții deosebite, nu trebuie decât să-și calibreze existența și să se adapteze fără să renunțe la nimic, fiind atenți la excese și luându-și medicația corect. Nu e ușoară această comunicare, nu este întotdeauna naturală nici pentru pacient și nici pentru medic, dar barierele astea trebuie depășite și cei care reușesc au vieți fără, în care și uită că boala a existat, încât merită să facem totul pentru controlul bolii și asta este modul cel mai simplu. În România primesc tratament pentru epilepsie în medie 120-150 de mii de pacienți. Tratamentul începe, să spunem, întâi cu discuția stilului de viață. Sunt o serie de recomandări pe care le putem face pentru un stil de viață sănătos care va ajuta cu siguranță la controlul crizelor. Apoi se inițiază un tratament. Tratamentul ideal este corect ales în funcție de tipul de criză, în funcție de forma clinică a epilepsiei. Cu cât alegi mai corect tratamentul, vei crea în pacient o încredere, pentru că va obține rezultate imediate, îi vei crește încrederea că este pe drumul cel bun și sigur că da, vei limita efectele bolii foarte rapid, pentru că nu, sigur că da, își va menține locul de muncă, va dobândi din nou permisul de conducere dacă boala este controlată, sigur că da, va avea mai multe libertăți și atunci crește încrederea în tratament și în controlele periodice. Dacă la început diagnosticul este incert, dacă nu se ajunge repede la forma de boală, pentru că tratamentul este specific pentru anumite forme, se începe cu un anumit medicament și așa mai departe, atunci rezultatele nu sunt atât de bune de la început și pacientul pierde încrederea. Dacă tot nu pot să-mi controlez boala, ce rost are să merg la medic să fac tot aceste forțe, au medicamente care îmi produc efecte adverse, deci e o întreagă știință și în felul în care le inițiez și le controlez ulterior efectele adverse pentru a trata o boală de lungă durată cu care de cele mai multe ori omul trebuie să trăiască o lungă perioadă de timp, dacă nu întreaga viață. Bun, dincolo de medicamente, în 30% din cazuri, sigur că da, se poate ajunge și în situația în care, în ciuda unui tratament corect, medicamentos și a unor combinații favorabile, boala nu poate fi controlată. Și în special în această etapă numită farmacorezistență, este important accesul la centre specializate care pot oferi tratamente chirurgicale, tratamente de neurostimulare, o combinație de investigații care duc la determinarea foarte clară a cauzei și a posibilei îndepărtări a cauzei printr-o intervenție chirurgicală, de exemplu. Mulți pacienți întreabă cât timp am să iau tratament și dacă pot să întrerup vreodată tratamentul.
în funcție de cu cât diagnosticul este mai corect pus și cu atât avem un prognostic mai bun și în anumite forme, sigur că da, putem găsi, putem afla că există o anumită vârstă de vulnerabilitate, cum se întâmplă de multe ori la copil, sau cu o anumită cauză va acționa un timp finit și sigur că da, ei vor putea apoi încerca să renunțe la tratament. De asemenea, dacă am extras cauza, dacă am supus pacientul unei intervenții chirurgicale de succes care a întrerupt acțiunea cauzei, iar putem să propunem pacientului o renunțare la tratament și asta e un mare succes. Dar sunt și pacienții care nu țin cont, nu-și întreabă medicul întotdeauna dacă pot întrerupe tratamentul și pentru aceștia, sigur că da, nu pot să spun decât că acțiunea medicamentelor este foarte importantă. Ele sunt ca un scut împotriva efectelor bolii. Cu cât acest scut este mai bine construit și cu cât el este, apelăm la el în mod constant, cu atât controlul bolii este mai bun. Dacă vom oscila în a administra medicația, vom tot uita o doză, vom administra la ore, vom tot amâna orele de administrare. Sigur că dacă acest scut începe să aibă diverse breșe și când este mai greu, când se adaugă un stres, o noapte nedormită, un moment în care avem nevoie de toate forțele organismului, atunci nu ne mai ajută și sigur pot surveni în aceste situații și ne întâlnim des în medicina de urgență cu pacienți care nu-și respectă medicația din diverse motive și cu crize grave, cu status epileptic, cu efectiv momente de mare încordare pentru că le afectează viața, pentru că le afectează funcțiile vitale, pentru că le pun viața în pericol în mod semnificativ. Și de asemenea există o a treia categorie de pacienți care nu își pot obține medicația, din păcate. Deci nu au o continuitate, deși poate că au educația necesară, poate că au dorința de a-și își înțeleg boala și înțeleg necesitatea controlului acesteia și a continuității medicației, dar nu pot avea un acces continuu la medicație. Fie pentru că au nevoi speciale, au anumite combinații de medicamente care nu sunt prezente pe piața noastră în mod constant, fie că au efecte adverse la majoritatea moleculelor care sunt, sigur că da, în oferta din țara noastră. Pacienții care își controlează bine boala nu vorbesc despre ea. Societatea îi vede pe cei care nu pot să o controleze și care au și alte probleme asociate, au o boală mai gravă decât ceilalți. Ei sunt o minoritate, dar ei da, modelează percepția publică despre boală. Și atunci e important să vorbim și noi medicii, dar și pacienții, mai ales cei care își controlează boala, pentru a împărți din experiența lor, pentru a arăta cum trăiesc cu această afecțiune, cu tratamentul, cu efectele adverse și asta ar reprezenta un model, asta ar face societatea să înțeleagă mai bine și să depășească poate prejudecățile cu care privesc acești pacienți.